Jandarmii l-au prins pe piromanul care a creat haos în București. Ce semne l-au dat de golice au găsit oamenii legii asupra sa. Jandarmii din capital au depistat, în zona Calea Grivicei, un bărbat care corespundea semnalmentelor transmise de polici subliniere în cazul incendierii de autoturisme, acesta având pe palme sublinierei pantalonii urme de funingine sublinierei arsuri. Bărbatul a fost predat poliției capitalei pentru audieri. Jandarmeria București sublinierea a anuncat, duminic, faptul că, în jurul orei 01:00, o persoană suspect de incendiere a mai multor mase sublinierei a fost depistat de jandarmi, în zona Calea Grivicei. Asupra bărbatului au fost găsite două pietre, pe palme avea urme de funingine sublinierei pantalonii cu urme de arsuri. Persoana suspectă a fost predată de jandarmi polici sublinierătilor care vor continua cercetările în cauz, au precizat jandarmii, conform News.ro. La rândul lor, polici sublinierătii au anuncat că pe timpul nopții de sâmbătă spre duminică au fost audiate mai multe persoane, dar până în prezent nu au rezultat elemente de interes operativ cu privire la acestea.